atâtea lacrimi. De ce mai sunt părinți ce plâng? De ce sunt inimi întristate? De ce nu-i pace pe pământ? De ce credința se răcește și nu puțin sunt cei ce dorm? De ce sunt oameni ce-L crede pe Iisus ca stăpân și domn? Mă-ntreba deseori Iisuse, de ce-i așa pe calea ta? Când valurile de ispite lovesc mereu în barca mea, atunci cuvântul tău îmi spune că și tu ai fost lovit mereu, ci nu ai fost doar un om ca mine. Era Iisuse Dumnezeu. Cu bunătatea ta, o Doamne, și-al tău cuvânt mă sfătuiești, mi-arăți adevărata slavă, cu brațul tău mă sprijinești. De mână m-ai ținut tot timpul și-mi spui mereu că-ți mă iubești, și-n mi-a mereu lovită, la cârmă tu, Iisuse, ești. Înciripit de păsărele și-n frunzele gânate-n vânt, te-aud cum mi răspunzi, Iisuse, și pașii ții aud umblând. Îți simt prezența glorioasă, chiar dacă nu te pot vedea, și pâinea când o frâng la masă, tu mă hrănești cu mâna ta. Îmi ștergi și lacrimi de durere și inima mi-o înveselești, când cei din jur nu au nădejde, credința, Doamne, mi-o mărești.